Că dacă vi se pare că eu sunt interesantă sau inteligentă sau feminină sau puternică, trebuie să o vedeți pe mama. La începutul acestui an, Maria Dinulescu a plecat în Statele Unite ale Americii, de unde scrie că nu vrea să se mai întoarcă și să trăiască în România. Despre motivele care au făcut-o să plece din țară, vorbim și noi, la Generația cu cheia de gât.